ești pe drum cu prioritatea la Europa FM. Ți-am promis că o să vedem cum arată cel mai mare SUV de la Dacia, pentru că avem autofan și Dan Bardi este într-o legătură pe Skype în direct cu noi. Ne puteți vedea pe pagina de Facebook Radio Europa FM începând din acest moment. Salut, Dan! Dar ce mașină ai tu în spate acolo? Hei, salut Radu, salut European FM. Da, în spatele meu este cea mai interesantă mașină a momentului, aș îndrăzni să spun, de pe întregul continent, dacă nu din întreaga Europa. Și haide să vedem, Radu, dacă putem să o arătăm în toată splendoarea ei. Da, doamnelor și domnilor, la București este noua Dacia Bigster. Deocamdată un concept, dar așa cum știm deja, undeva în anul 2024 va avea loc premiera mondială a acestui monstru impresionant creat de Dacia după o filozofie care înseamnă simplicitate, înseamnă durabilitate, înseamnă să fii cool și să folosești materiale cât mai naturale. De altfel, dacă vă veți uita cu atenție pe ceea ce vedeți acum și ceea ce ascultați de la mine, oameni buni, e bine, pentru prima dată se vor folosi materiale reciclate așa cum sunt ele, fără să mai fie vopsite. Dispare cromul despre care adesea s-a tot discutat în industrie, bine, vom avea mașină lipsită de crom. După cum vedeți, sunt foarte multe elemente de design spectaculoase care fac din Bigster un adevărat must have și de asemenea trebuie spus că așa cum arată, el definește noua imagine de marcă a mărcii Dacia. Vorbim despre un concept în momentul ăsta. E prima dată când vedem asta. Sunt curios care vor fi, dacă va asemăna cu ceea ce va fi lansat pentru clienți, dacă vor fi diferențe mari sau nu, față de conceptul pe care le vedem în momentul acesta. Johan Ori, care este directorul centrului de design Dacia de aici, din București, declara pentru Autopro răspunsul categoric 99% din ceea ce vedem acum, ceea ce vedeți pe Facebook-ul lui Europa FM, va fi și în realitate. Deci nu avem o problemă de schimbări. Sigur că da, vor fi mici detalii care vor dispărea, însă exact așa și dimensiunile și formele și locul și materialele vor fi în formă finală, inclusiv culoarea, Radu, se apropie foarte mult de culoarea pe care producătorul Dacia dorește și iată, se implementează ca devenind culoare oficială și foarte important, avem aici această parte frontală care reprezintă foarte bine noua imagine de marcă Dacia, a cărui premieră mondială de altfel va avea loc în această toamnă la salonul auto de la Paris. Este acel SUV, spuneam ceva mai devreme, că este cel mai mare din gamă, acel SUV anunțat cu 7 locuri, va avea și 7 locuri. E adevărat, există acest plan și sigur că va avea, însă în acest moment conceptul Bigster pe care îl vedeți are doar 5 locuri, de altfel interiorul nu este posibil de explorat și cam toată lumea se ferește să dea detalii despre ce va fi la interior, însă deja știm unde vrea să ajungă Dacia din punct de vedere al calității materialelor folosite la interior, din punct de vedere al tehnologiilor care încep să vină pe Bigster. Eu vă pot spune, într-o încercare de AVA în premieră mondială, că Bigster va fi după Duster, care va apare puțin înaintea lui noui generații de Duster, va fi o nou automobil Dacia care nu va mai avea motorizări diesel și foarte probabil va fi prima Dacia cu tehnologie hibridă full hybrid e-tech, considerat astăzi cam cel mai bun full hybrid de pe planetă. Îți mulțumim foarte mult, Dan, pentru că ne-ai arătat mașina și pentru aceste informații pe care ni le-ai oferit la Autofan și te așteptăm alături de noi săptămâna viitoare cu noutăți.